Textul introductiv al acestui subiect se găsește în cartea lui Matei, capitolul 13, versetul 25. Mi s-a părut foarte autentic și de bun augur pentru începutul subiectului și că, cu permisiunea dumneavoastră, aș dori să-l citim împreună. Pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul, a semănat neghină între grâu și a plecat. Aici avem două tabere, cei care seamănă grâul în timpul zilei și vrăjmașul care seamănă neghina în timpul nopții. Aceste două detalii ale versetului ne avertizează că trăim într-o generație destul de coruptă, într-o societate care nu mai are nimic de pierdut, într-o lume în care lumina a devenit un lux, iar întunericul o realitate zilnică. În acest verset găsim simbolul sau termenul de comparație pentru ceea ce este rău și malefic în lumea noastră. Vrăjmașul reprezintă, de fapt, o grupă de oameni care doresc controlul absolut și ruina întreagă sau totală a pământenilor. Seamănă și pleacă, minează terenul ca în război, ca mai apoi să vină secerătorii să calce pe ele. Mie nu-mi sună deloc ca ficțiune, ci sună mai mult ca o realitate pe care o trăim în fiecare zi. Acest grup de oameni este total împotriva lui Dumnezeu, total împotriva autorității sale și total împotriva Domnului Isus Hristos. Dumnezeu dă vreme bună, ei dau foc la grâne. Dumnezeu dă ploaie, ei stropesc cu chimicale să nu mai plouă. Dumnezeu binecuvântează munca oamenilor, dacă vreți, cu prosperitate, iar aceștia, noaptea, vrăjmașii, fură tot ce se poate fura de la cel slab. În parabola aceasta găsim această expresie, în timp ce oamenii dorm. Ce înseamnă aceasta? Când dorm oamenii? Expresia dorm este un simbol, prieteni, al nepăsării și al cheltuirii sau risipirii timpului în mod inutil sau în mod nepăsător, dacă vreți. Expresia în timp ce oamenii dorm se poate traduce în forme diferite, moderne, dacă vreți. În timp ce omul se uită la un meci de fotbal, având o țuică în dreapta, o țigară în stânga, în timp ce omul se uită la un film, în delir, în timp ce omul este într-un local de petrecere, în timp ce oamenii își fixează atenția spre viitor, prezentul le este furat de sub nas de către acest grup de oameni care este intitulat în parabola Domnului Hristos un vrăjmaș. În timp ce prioritățile sunt greșit așezate, vrăjmașul seamănă otrava morală cu gust de mâncare cam peste tot în lumea noastră și apoi se retrage și se uită la camere video să vadă cum mor cei avizați. Un detaliu foarte interesant, care mi se pare foarte important de luat în considerare, este asemănarea uimitoare între spicul de grâu și neghină. Adică Domnul Iisus ne anunță că rătăcirea este extrem de cosmetizată, că este extrem de asemănătoare la prima vedere cu adevărul. Neghina seamănă, dar nu răsare, după proverbul românesc. Deci, repet, această parabolă a Domnului Hristos este mai autentică ca niciodată pentru zilele noastre și reflectă pe deplin realitatea momentului, o realitate afișată cu multă pasiune și dragoste de către cei de la media. Domnul Iisus Hristos seamănă ziua. Adversarul sau grupul acesta de oameni, globalismul, seamănă noaptea. Pentru orice gânditor, această acțiune de a împrăștia neghina noaptea a fost văzută pe străzile orașelor când vremurile din 2021, mascați în combinezoane albe, stropeau cu ceva substanțe de gen neghină casele, străzile, aerul, ca să imunizeze țânțarii, ca să reziste la virus, care vorbesc chineza și probabil alte limbi. Ce ziceți dumneavoastră? Aceste acțiuni pe timp de noapte nu scot ele în evidență, nu relevă ele tipul de caracter al indivizilor care operează noaptea? Eu personal cred că da.
Domnul Iisus Hristos avea o vorbă foarte prețioasă și se adresa către cei care lucrează noaptea, nu pentru el, ci pentru stăpânul nopții. Așa spunea Mântuitorul în Ioan, capitolul 9, versetul 4. Cât este ziua, trebuie să lucrezi lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Când vine noaptea, nimeni nu mai poate lucra, spunea Mântuitorul. Aici, Domnul Hristos scoate în evidență două motive. Când vine noaptea, înseamnă harul s-a închis. Viitorul omenirii este hotărât. Nu mai poți perfecționa caracterul pentru cer când prezența harului Dumnezeu este complet absentă din viața mea, viața ta, viața noastră. Punctul B. Oamenii bine intenționați lucrează la lumina zilei și nu-i găsești noaptea pe stradă, prieteni. Aceasta este a doua idee nobilă care iese din declarația Domnului Hristos din Ioan, capitolul 9. Toată lumea a auzit de Las Vegas. Las Vegasul este orașul care nu doarme niciodată. Așa cel puțin este perceput și considerat de societatea în care trăiesc. Și pentru acest motiv, câteva zicale izvorăsc din acest fel de viețuire al societății de acolo. Aproape 50 de milioane de oameni intră și ies în fiecare an din Las Vegas. What's happened in Las Vegas stays in Las Vegas. Adică ce se întâmplă în Las Vegas rămâne înmormântat în Las Vegas. Nu știe nimeni. Ca mai apoi să primească porecla de Sin City sau orașul păcatului. Ce este totuși interesant este că orașul acesta de noapte este extrem de luminat, cu lumini atât de multicolore, intermitente, încât oamenii sunt complet vrăjiți, dragii mei, de miasma acestor atmosfere. Întorcându-ne la neghină, totuși, aș putea să întreb, în generația noastră, este cineva care să distingă grâul de neghină? Probabil că numeri pe deget pe oamenii care fac diferența între spicul de grâu și neghină. Serios, dacă iei o grupă de tineri sau chiar adulți și îi duci într-un lan de grâu și îi pui să distingă grâul de neghină, oare care este procentul acelor care cunosc încă în 2022 diferența între grâu și neghină? Și dacă la asta avem probleme, nu? Dacă nu știm să distingem literalmente, grâul de neghină, atunci ce să mai vorbim despre abilitatea, ca să nu mai zic rafinamentul, de a distinge între adevăr și minciună? În vremuri când minciuna este atât de bine împachetată, în miasma compasiunii pentru oameni și dorința de mai bine, adevărul este pus la colț, judecat ca un act de terorism. Semănarea neghinei sau semănarea urii sau a discordiei sau a dezbinării între oameni este o diversiune și o manipulare care își găsește obârșia în viclenia edenică a șarpelui cu aripi. Este ca și cum mai semăna virus letali dați de pomană la biserică cu multă dragoste și compasiune de impostorul care se dă prieteni. Și iată, prieteni, mocirla în care trăim, iată mocirla în care trăim, iată noroiul în care ne găsim, iată durerea pe care o simțim în fiecare zi. Circulă în lume un mit pe care aș dori să-l desființăm împreună în această seară. Când Domnul Iisus a fost prins la ieșirea din grădină, l-au legat și l-au dus în sala de judecată. Ce să vezi, care sală de judecată era deschisă? Operau la trei noaptea, în regim de urgență, că venea sabatul. Și apoi, ca să termine procesul pe repede înainte, l-au condamnat la moarte și l-au pus pe cruce. Prieteni, nu l-au prins pe Domnul Hristos. Domnul Hristos s-a lăsat să fie prins ca să se împlinească Scriptura. Domnul Hristos n-a fost prins și legat. El s-a legat, s-a lăsat legat. Cum spunea el, crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Matei 26 cu 53 la 54. Și din nou Domnul Iisus precizează ideea cu Scriptura. Dar cum se va împlini Scriptura?
care zice că așa trebuie să se întâmple. Nu l-au crucificat, prieteni, pe Domnul Hristos, ci Domnul Hristos s-a lăsat crucificat, așa cum și Iona s-a lăsat aruncat în mare. Există o întâmplare, unii au văzut filmul The End of the Spear, sfârșitul suliței sau sfârșitul, da, sfârșitul suliței, a fost și o carte cu privire la viața lui Jim Elliot, un misionar pilot, om de consacrare extraordinară, de o consacrare deosebită, a fost omorât de unul dintre cei mai feroce membri ai tribului AUKUS, numele lui era Kumui, dacă nu mi-aduc bine, bine, pe mergerea râului. Jim Elliot se ruga pentru acești sălbatici. Râul i-a mormântat sângele, dar trupul i-a rămas acolo pe mal. Era tot Jim Elliot, mort, cu un zâmbet încremenit pe față, plin de dragoste pentru dușmanul lui. Era tot el, dar de data aceasta nu-i mai puteau lua nimic. Jim Elliot trecuse la odihnă. Când soția lui a auzit de moartea pilotului misionar, a venit acolo la râu, undeva la o aruncătură de băți, dacă vreți, de cortul lui Kumuri, ucigașul soțului ei, și împreună cu cei doi copii rămași orfani de tată, și-a continuat lucrarea, înlocuindu-l pe soțul ei pentru o vreme de cel puțin 2 ani de zile. A împărtășit cuvântul lui Dumnezeu, a transmis mesajul de dragoste oamenilor, se ruga pentru acest frășmaș. Și într-o bună zi se produce o minune. Minunea este că acest ucigaș al soțului ei, Kumuri, primește cuvântul lui Dumnezeu și în cele din urmă este botezat. Mai târziu devine el însuși misionar. Kumuri acesta, cel de temut, devine un om evlavios, blajin, nobil. Și după câțiva ani, soția pilotului, lui Jim Elliot, îi cere lui Kumuri, fostul criminal, actualul predicator, să boteze pe cei doi orfani de tată, dar cu o singură condiție, să le spui adevărul, le-a spus femeia. Au fost, bineînțeles, noutăți nedorite până când acest născut din nou, pe nume Kumuri, se hotărăște să îi ducă pe băieți la râu pentru momentul botezului. Exact în locul unde cursese sângele tatălui lor, Kumuri, cu voce tremurândă, mărturisește: eu, predicatorul care vă botează astăzi pe voi, este ucigașul tatălui vostru. Copiii încremenesc, n-au nicio putere de reacție. Își mai aduceau încă aminte de tatăl lor. Cel mare și-a luat inima în dinți și spune: nu tu l-ai omorât pe tata. Tata era prea puternic pentru tine. El, tatăl meu, ți-a permis, ți-a îngăduit să-l omori. El s-a lăsat să fie omorât de tine ca tu astăzi să poți să devii creștin. Acolo, la râu, s-au împăcat partea vătămată și vătămătorul. Prieteni, tot așa și Domnul Hristos s-a lăsat omorât, a îngăduit să fie strivit sub mizeria păcatului, sub cruce, sub insultele și batjocura oamenilor. El putea alege calea către Tatăl Său Ceresc și să lase lumea aceasta în urmă să piară, dar n-a făcut-o, pentru că s-a gândit la tine și s-a gândit la mine. Întorcându-mă la metode și proceduri, revin, dragii mei prieteni, la declarația despre noapte și despre zi. Ziua se seamănă grâul, noaptea se seamănă neghina. Acesta, prieteni, este un principiu foarte bine definit, definit nu de mine, de tine, de noi, definit de Scriptură. Acest principiu că grâul se seamănă ziua și neghina se seamănă noaptea, ne ia ceața de pe ochi și alungă confuzia din mintea noastră. Mântuitorul în acele circumstanțe spunea: ați ieșit după mine ca după un tâlhar, cu săbii, ciomege, ca să mă prindeți. Și Mântuitorul readuce aminte hoților și bandiților, derbedeilor, de pe Mahalaua Ierusalimului, care veniseră acum să-l prindă, le reamintește principiul nobilității caracterului său: în toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam pe norod în templu.
Când învăța omul, când învăța Domnul Hristos pe oameni, în toate zilele. Și noaptea ce făceai? Strigau ei cu nesuferință, neghiobie. Și Domnul Hristos cu un zâmbet, printre lacrimi, le spunea: noaptea mă rugam pentru voi în timp ce lumea dormea, în timp ce oamenii dormeau. În toate zilele ce am avut de spus, am spus ziua în amiaza mare. Matei, capitolul 26, versetul 55. Deci iată principiul reiterat de Domnul Hristos în toate zilele. El învăța ziua pe oameni că nu avea nimic de ascuns. Noaptea se ruga în timp ce oamenii dormeau. A fost o excepție când Domnul a acceptat o discuție. Știți despre cine este vorba? Discuție care a avut loc noaptea, nu pentru că a vrut Domnul Hristos așa, ci pentru că a avut cel care l-a invitat la această întâlnire, care se numea Nicodimus. Nu, Domnul Hristos a acceptat acest dialog noaptea pentru a salva sufletul lui Nicodim, care, la rândul lui, își dorea și el răsăritul zilei peste sufletul său. Nicodim își dorea să se facă ziua și în inimă și în mintea lui. Dar în rest, evident, prieten, principiul rămâne. Evenimentul de săptămâna trecută sau câteva zile în urmă, care a avut loc în capitala Kazahstanului, n-a fost mediatizat pe măsura importanței lui. După ce ecumenismul în lumea intercreștină se părea că a dat roade, iată că Roma o face un pas mai departe și Vaticanul își dorește asimilarea nu numai a confesiunilor religioase creștine, dar își dorește asimilarea și supunerea lumii trans creștine. Și de aceea fenomenul Chrislam, ceva nemai auzit până acum, este un deziderat al Romei, al Vaticanului, de a reconcilia toată lumea, toată planeta, sub sceptrul și puterea unuia care se numește Papa de la Roma. Bineînțeles, cu influența ei bine cunoscută, Papa Francisc a impresionat prin apelul făcut la coexistență, fraternitate, respect reciproc. Au fost adunați acolo, dacă nu mă înșel, aproape 108, mai mult sau mai puțin de 108 reprezentativi din mai toată lumea tradițională religioasă. Sub conducerea episcopului de Roma, Papa Francisc, acești lideri religioși la nivel mondial au adoptat formal actul de fraternitate umană în ședința al VII Congres de genul acesta. Ca o surpriză de proporții, ce să vezi? La această festivitate n-a fost invitată o persoană foarte importantă. Această persoană a fost Domnul Iisus Hristos. Numele lui n-a fost pronunțat deloc. De fapt, în cadrul dialogului interreligios, se zvonește că Papa Francisc, care este, bineînțeles, recunoscut ca fiind vicar al lui Hristos, n-ar fi menționat nici măcar odată numele Domnului Iisus Hristos. Dacă aceste alegații se dovedesc a fi adevărate, dragii mei, atunci lucrurile sunt foarte, foarte serioase. Babilonul modern are și coordonate cu caracter religios, nu numai cu caracter politic și financiar. Ideea de bază era că orice coercitare către religie în particular sau o formă de doctrină anume este inacceptabilă. Deci n-ai voie să-ți aperi punctul de vedere. N-ai voie să spui ce gândești, pentru că asta ar fi trecut sub un index numit prozelitism. Asta înseamnă că dacă tu însuți îți susții punctul de vedere, ești un prozelit, dacă justifici o convingere personală, ești fundamentalist, dacă refuzi să te supui religiei globale, ești declarat ca radical și terorist. Aceste înțelegeri, de fapt, proiectează pregătirile pentru persecuțiile care în curând se vor arăta la orizont. Prieteni, aceste principii stabilizatoare a unei lumi unite pe hârtie, atenție, pe hârtie sau nu din convingeri personale, nu reprezintă altceva decât certificatul de deces al marelui Babilon modern. Unitatea produsă fără o bază a cuvântului dumnezeesc este doar tăcerea de moment a lui Dumnezeu, până când focul disputelor se va aprinde între Biblie și Coran. Ideea pe care o întâlneai în armata comunistă, vă aduceți aminte când ți se dea ordin, ciocul mic și joc de glezne, cam așa se profilează această relație între Roma
și Mecca, între cei care conduc lumea cu caracter religios și cei care se supun acestui mozaic de religii, acestui conglomerat de concepte religioase care nu neapărat au ceva de a face cu Scriptura. O altă idee reieșită în discuțiile pe care le-au avut aici la al șaptelea congres e următoarea, citez: noi recunoaștem importanța documentului în ceea ce privește fraternitatea umană pentru pacea lumii și a împreunei condițiuni între Holy See, adică Marea Sfântă sau între Vatican, și Al-Azhar, Al-Sharif, adoptat de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite în rezoluția respectivă, ratificată pe data de 21 decembrie 2020, și totodată declarația de la Mecca, adoptată la Mecca în mai 2019, care la rândul ei face apel la pace, dialog, înțelegere reciprocă și respect reciproc între credincioșii binelui comun. Deci, atenție, religia mondială are conotația de bine comun. Apelăm totodată la liderii religioși și la oamenii cu imagine politică și influență din diferite părți ale lumii să inițieze și să dezvolte un dialog neîncetat, neprecupețit, în numele prieteniei, solidarității și coexistenței în pace. Dragii mei prieteni, sigur că toate aceste cuvinte sunt expresii cu gust și extraordinar, frumoase, chiar la un moment dat te ating, dacă sunt sincere și pornite din inimă. Dar întrebarea rămâne: unde este Prințul Păcii? Unde este Domnul Hristos în această ecuație diplomatică? Pentru că fără Domnul Hristos, toată chimia, tot amestecul acestor substanțe, acestor idei nobile, nu? Pace, prietenie, coexistență, toate acestea sunt frumoase, dar fără prezența Domnului Hristos, nu vor avea nimic de a face cu realitatea. Ce este interesant că în majoritatea cercurilor și întâlnirilor ecumenice între biserici creștine, nu? Se folosește foarte frecvent și se invocă rugăciunea Domnului Hristos din Ioan, capitolul 17, versetul 21. Vă aduceți aminte? Mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Când ecumenismul depășește granițele creștinismului biblic, Isus este pierdut pe drum și limbajul devine de lemn. Dacă între toate bisericile creștine și pseudo-creștine care aparțin ecumenismului din vest avem ca bază temelia Ioan capitolul 17, când traversăm granița și notăm peste enclava creștinătății și ajungem să ne confruntăm cu religia islamului, cu religia hindusă, budismul și așa mai departe, care sunt religii cu număr semnificativ de persoane, de închinători, de credincioși, atunci vreau să vă spun că cei care promovează nobilitatea ecumenismului renunță și la Ioan capitolul 17 ca fiind nepotrivit și necorespunzător, suficient de provocativ pentru cei care vor fi invitați în lumea ecumenică. Ce este foarte trist este că esența rugăciunii este trecută cu vederea. Ce spunea Domnul Hristos în Ioan 17? Care este substanța și miezul, noțiunea de bază a acestui element? Și ei să fie una cu noi, spunea Domnul Hristos: Tată, cum eu sunt în tine și tu în mine, tot așa și ei să fie una cu noi. Scopul unității despre care Domnul Hristos vorbește în rugăciunea lui, în Ioan capitolul 17, are o deviză, adică unitatea creștină, unitatea frățească, este fulminată sau finalizează cu noi toți în Hristos să fim una cu Tatăl și cu Fiul și ei să fie una în noi, adică în Tatăl și în Fiul. Deci, miza unității intenționate de Domnul Hristos și, bineînțeles, de Tatăl Ceresc, este eradicarea păcatelor și rădăcinilor acestuia. Ecumenismul global evidențiat de Congresul al VII-lea și hotărârea de la Mecca au un interes exact opus, prieteni.
interes opus unității despre care vorbește Domnul Hristos în capitolul 17. Ceea ce dorește ecumenismul global și înțelegerea de la Mecca este păstrarea alterată a caracterului individului și eternizarea păcatului pe o planetă care se cheamă Terra, fără ca Dumnezeu să mai intervină într-un fel. Ecumenismul în lumea creștină este diluat foarte mult când este vorba de Crislam. Deci faptul că Domnul Hristos nu a fost nici măcar menționat ca formulă de exprimare sau parte din codul etic creștin arată foarte mult că la această întâlnire intențiile au fost mai mult politice, diplomatice, de influență, decât de esență și sinceritate, convertire absolută, închinare și renunțare la eul nostru personal. În realitate, la acest congres, mesajul n-a fost adunarea la Domnul Hristos, a fost adunarea la mine. Vă aduceți aminte, era un alt ordin militar în care soldații din orice colț ar fi putut fi, când caporalul spunea adunarea la mine, toată lumea trebuia să vină să se încoloneze în spatele caporalului sau fruntașului sau sergentului, ce era adunarea la mine. Adică adunarea la Roma. Toate drumurile duc la Roma. Este greu de înțeles cum se face că toată lumea caută pacea și armonia, prieteni, în afara sursei păcii și armoniei, care este Emanuel, prințul păcii și prințul armoniei, prințul coexistenței. Oare toți acești lideri n-au citit niciodată cuvintele slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte și pace pe pământ? Auziți, pace pe pământ, dar între oameni plăcuți lui Dumnezeu. Pacea pe pământ nu e oriunde. Pacea este doar între oameni plăcuți lui Dumnezeu. Vă rog, Luca, capitolul 2, cu versetul 14. Ca să vină pacea pe pământ, trebuie să trimitem noi slava și recunoștința în ceruri. Dacă nu dăm slavă lui Dumnezeu și nu trimitem gratitudinea noastră către El, El nu trimite nici El pacea Lui pe pământ, ca să fim considerați oameni plăcuți Lui. Deci, cu alte cuvinte, trimitem slava și onoarea lui Dumnezeu, ca El să coboare pacea pe pământ. Dacă noi nu trimitem, El nu coboară. Trimitem slava, El coboară pacea. Nu trimitem slava și onoarea lui Dumnezeu, nu coboară nici El pacea pe pământ. Acesta este chintesența relației și Luca 2 cu 14 spune clar, slava să se ducă lui Dumnezeu, unde? În locurile prea înalte. Pacea atunci va coborâ pe pământ între oameni plăcuți lui. Nu trimitem slava lui Dumnezeu în locurile prea înalte, nu se coboară pacea între oamenii plăcuți lui. Surpriza surprizelor este că exact în momentul acela în care Irodul modern, cel care vorbește numele Vaticanului, îmbrăcat impecabil, va vorbi cu excelența intelectualismului acestei lumi, exact în momentul în care oamenii vor striga ca pe vremuri, glas de Dumnezeu, nu de om, exact atunci va veni lepra peste cel care pretinde că poate este Dumnezeu și pretinde că poate aduce pacea lumii. Așa cum Irod a plecat din mulțime, prieteni, îngrozit și plin de lepră, pentru că și-a asumat onoarea, onoarea care aparținea numai lui Dumnezeu, tot așa și globalismul religios va suferi teribil de la prăpădenia neașteptată care va veni peste cei ce se gândesc că harul lui Dumnezeu se poate cumpăra cu aur și argint. Biblia ne relatează cazul în linii și imagini destul de grafice pentru a ne avertiza să nu comitem aceeași greșeală ca și Irod și să nu ne arogăm onoarea care este numai al lui Dumnezeu, așa cum este cazul multora de la Roma, multor papi care au spus că papa nu mai este doar un simplu om, el este un alter Christos, un alt Dumnezeu pe pământ, nu? Dacă nu mă înșel, Papa Leu spunea și el, noi deținem pe pământ, pe acest pământ, locul atotputernicului Dumnezeu, deci există o sumedenie de declarații de genul acesta, blasfemice, care ne duc cu gândul la declarațiile din Faptele Apostolilor, capitolul 12, versetul 23, pe care aș dori să le relatăm împreună cu dumneavoastră, ce i s-a întâmplat lui Irod pe vremuri. Se va întâmpla acestor demnitari sau acestor oameni care își vor aroga, zic eu, cu
tupeu și obrăznicie, onoarea și prezența și puterea lui Dumnezeu pe pământ. Într-o zi anumită, Irod s-a îmbrăcat în hainele lui împărătești, așezut pe scaunul lui împărătesc și le vorbea poporului. În timp ce vorbea, versetul 22, norodul a strigat cu aproape isterie, glas de Dumnezeu, nu de om. Îndată l-a lovit un înger al Domnului, pentru că nu dăduse slava lui Dumnezeu, nu trimisese slava lui Dumnezeu în cerurile prea înalte. Irod a murit, mâncat de viermi. Observați, prieteni, exemplul din Fapte 12 cu 20 la 23 clarifică extrem de bine noțiunea de pace pe pământ menționată de Luca, capitolul 2, versetul 14. Slavă lui Dumnezeu în cerurile prea înalte, pace pe pământ între oameni plăcuți lui Dumnezeu. Deci, ca să putem să avem pace pe pământ, trebuie să fim plăcuți lui Dumnezeu. Și ca să putem să fim plăcuți lui Dumnezeu, trebuie să dăm slava, cinstea și onoarea lui Dumnezeu în ceruri. Și pentru că Irod nu dăduse slavă lui Dumnezeu, spune Fapte 12 cu 23, un înger al Domnului l-a lovit și a murit, mâncat de viermi. Probabil că adunările generale cu caracter interconfesional de gen Kazakhstan vor mai fi și vor deveni din ce în ce mai frecvente, prieteni. Mai frecvente ca niciodată. Dar exact în momentul în care ceasornicul profetic va bate ultimul gong pentru Babilonul cel Mare, toți acești conducători vor deschide șampania și vor celebra pacea lumii făcută nu din inimă, ci doar din condei sau panel, atunci când vor zice pace și liniște, paharele de șampanie, sărbătorim pacea terei, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei în durerile nașterii, ca peste femeia însărcinată, și nu va fi chip de scăpare, adică nu va fi soluție pentru acești indivizi. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 3. Prieteni, acum Biblia ne raportează o repetare a istoriei, în special cu ultima generație de oameni. Așa cum spunea Baruch Spinoza sau Benedictus Spinoza, un frate, prieten la nostru evreu, care a dezertat sau religia Torei de dragul unui iluminism îmbolnăvit de ateism. Totuși, în fuga lui, în goana lui către viitorul marxism, făcea o declarație extrem de reală. Dacă vrei ca prezentul să fie diferit de trecut, atunci studiază-l trecutul. Ei, ca să putem să schimbăm prezentul, trebuie să ne ducem în trecut. Biblia ne spune clar, 2000 de ani în urmă, în trecutul istoric, marele vizionar Pavel, un om care cunoștea atât istoria poporului evreu, cât și istoria lumii, cunoștea cultura și istoria popoarelor care îl înconjurau. Nu uitați că, dacă nu mă înșel, avea 3 cetățenii, își cumpărase cetățenia romană, își cumpărase, era cetățean grec după tatăl și era cetățean evreu după mamă. Așa că acest om, care este extrem de bine chivernisit, educat și articulat în cunoștințe, face o declarație inspirată de Duhul lui Dumnezeu când spune în a doua Tesaloniceni, capitolul 2, căci taina fără de legi a și început să lucreze, trebuie numai ca cel ce o oprește acum să fie luat din drumul ei. Taina fără de legi are mult de a face cu vrăjmașul care noaptea seamănă neghina, prieteni. Este aceeași acțiune. Care este taina fără de legi? Semănarea neghinei între grâu. Asta este taina fără de legi. Amestecarea nelegiuirii sau aruncarea acestui virus al imoralității, a călcării legii Dumnezeu în mijlocul creștinătății. Acest text, zic eu, are relevanță istorică, în special pentru că Pavel știa că Imperiul Ateu, păgân, roman, va trebui să se prăbușească și în locul lui să vină un sistem mai șlefuit, care aducea o religie care mulțumea pe oricine, oricând, o religie care facilita intrarea în cer a bogaților care permiteau plănuirea păcatelor din trecut, plănuiau păcatele
din prezent și plănuiau păcate cu anticipație, adică păcate pe care individul intenționa să le săvârșească în viitor, un fel de păgânism în adulter cu creștinismul. Prieteni, ateismul păgân avea să fie înlocuit cu o religie hibrid, o biserică creștină apostaziată, găsită în pat cu politica cezarului de la Roma. Dragii mei, astăzi ne uităm în jur și vedem un ateism violent, un ateism persecutor al oricărei forme de manifestare creștină, care este susținut de către sistemul global ateu. Lumea se întreabă oare poate acest sistem ateu, neomarxist, de gen Revoluție franceză, poate acest sistem să se prăbușească vreodată și rana de moarte a vechii Rome să fie vindecată? Ca să putem răspunde corect la această întrebare, trebuie să mergem înapoi, așa cum spunea Spinoza, în istorie. Dacă vrei să ai un prezent diferit de trecut, atunci studiază trecutul. În a doua parte a subiectului meu, aș dori să vă invit într-o călătorie în care vom studia două clișee de istorie succesive și le aduc înaintea dumneavoastră. Unul al lui Diocletian, 10 ani de persecuție creștină din 303 în 313 și celălalt fascicol sau clișeu de istorie din 313-325 al lui Constantin cel Mare, care oprește persecuția ateistă împotriva creștinilor ascunși în mai bine de 5.000 de catacombe numai în Roma și oferă, evident, libertatea necondiționată creștinilor care nu se puteau număra, sau dacă se puteau număra, după unii istorici, se pare că creștinismul, după persecuția lui Diocletian, ajunsese să fie ca număr aproape 50% din Imperiul Roman. Păgânii, să zic, aveau o influență de 50%, creștinii aveau o influență de 50%. Scenariul Diocletian îl găsim în anticipație stipulat în Scriptură, în Apocalipsa, capitolul 2, versetul 10. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi, iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Dragii mei prieteni, din 303 până în 313, creștinii care erau în deacord cu istoria, cam jumătate din Imperiu, au refuzat un război deschis cu armata imperială. Dacă urmașii lui Hristos ar fi acceptat provocarea de a lupta împotriva armatei imperiale, această cealaltă jumătate de Imperiu Roman ar fi produs colapsarea acestui Imperiu Roman păgân mult mai repede decât anticipa istoria. Dar creștinii de pe vremea aceea, prieteni, într-un număr atât de impresionant, refuzau să omoare, refuzau să lupte. De ce? Cuvintele Domnului Hristos încă le mai răsunau proaspete în minte. Puneți sabia în locul ei, Petre, căci toți cei ce s-o scot sabia vor pieri. Matei 26 cu 52. Dar și aduceau aminte și de declarația lui Ioan, ucenicul cel iubit pe insula Patmos, în Apocalips 13 cu 10, unde apostolul Ioan spunea: cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este, de fapt, răbdarea sfinților. De aceea, creștinii, jumătate de imperiu în Roma, nu s-a ridicat împotriva forțelor imperiale, ci au acceptat și s-au lăsat pradă în fața acestei armate a împăratului. Diocletian însuși știa că dacă creștinii pun mâna pe arme și încep să se lupte, n-are nicio șansă de izbândă. Știind că creștinii din Imperiul Roman sunt sinceri, Diocletian a speculat această sinceritate, această credincioșie a credincioșilor creștini. Diocletian, finalmente, după 10 ani de persecuție, a sfârșit în mizerie, dezamăgire, fiind, de fapt, primul imperator care eventual abdica în mod voluntar. Fiind bolnav, s-a retras la una dintre rezidențele sale de la mare, undeva, dacă vreți, corespunde geografic cu orașul Split din Croația, cei care au fost pe la mare pe acolo. Persecuția inițiată de Diocletian, de fapt, prieteni, și modul în care creștinismul a fost abordat în acești ani de persecuție, l-a întărit
la întărire spirituală. Și creștinismul a devenit una dintre cele mai influente curente religioase din Imperiul Roman, care evident avea să influențeze, să impacteze și cultura și mai târziu și tradiția viitoare Europei. Pentru multă vreme, de aici înainte, avem de a face cu un creștinism care fie că a fost alterat, fie că și-a păstrat originalitatea, avea să influențeze cultura Europei și nu numai. După abdicarea lui Dioclețian, avem de a face cu un fenomen care se numește Constantin, Constantin cel Mare. Dacă Dioclețian reprezenta mișcarea ateistă a Imperiului, nu? Roman, păgân, adică mișcarea anticreștină sau anticristică, echivalentul liberalismului de stânga astăzi, nu? Practic, Dioclețian de ieri este, de fapt, mișcarea de stânga de astăzi, neomarxismul global care persecută creștinismul, nu? Asta e pe de-o parte. Neomarxismul global de astăzi, practic, este simbolizat foarte clar de rigiditatea și agresivitatea lui Dioclețian. Pe de cealaltă parte, Constantin însuși reprezintă un fel de era Trump, dacă vreți, inițiatorul dialogului cu cercurile de influență religioase creștine, let's talk business, haide să discutăm despre afaceri. În 313 decretează la Milan un decret de pacificare, eliberarea creștinilor și încetarea persecuției. De mortibus persecutorum, moarte persecutorilor, spunea Constantin cel Mare. Numele lui Constantin era pe buzele majorității creștinilor. Unii mai circumspecți, alții mai confidenți în bunele intenții ale acestui nou emperator. Creștinii gustau din plin pauza după 10 ani de persecuție. Se întâmplă că libertatea oferită inițial a fost la început necondiționată de niciun factor. Și asta cred că pentru vreo 12-13 ani, prieteni. În viziunea sa diplomatică, Constantin observă diferența de caracter între creștini și păgâni. El, Constantin, vede că imperiul poate fi scăpat de lepra corupției numai prin reforma intelectuală și morală, care, sigur, era capitalul creștinismului. Și doar această contabilizare inteligentă a principiilor și standardelor creștine avea să întărească Imperiul Roman, să-i dea boost și să-i prelungească existența. Noțiuni de genul să nu minți, să nu furi, să nu comiți adulter erau lege pentru creștinii de atunci. E trist că să nu furi, să nu minți, să nu comiți adulter și altele din cele 10 nu mai este lege pentru creștinii de astăzi. Intențiile Papei Francisc în Kazahstan și intențiile lui Constantin în Roma coincideau. Sigur că aceste frământări nu le spunea sau nu le punea Constantin cel Mare pe Facebook sau Instagram, ci rămâneau dosite undeva în interiorul minții lui pentru un moment sau oportunitate exactă. Ca și neomarxiștii, Constantin cel Mare a promovat un sistem educațional bazat pe filozofie și retorică, evidente împrumutat de la greci, ca să atragă generații mai tinere de creștini. Cei bătrâni erau creștinii care fuseseră peste persecutați, bătrânii erau irecuperabili și greu de compromis, dar dacă se putea găsi o cale ca să convingă pe părinți, să încurajeze pe copii să meargă la Roma, la facultatea de filozofie, retorică, atunci creștinii în mod natural trebuiau să devină mai inteligenți și mai pregătiți pentru viitorul Imperiului. Constantin a reușit performanța ca în 12-13 ani, în mod extraordinar, să producă o corupere sau o alterare, dacă vreți, a valorilor noii generații de tineri creștini. Crearea unui cult era pe drum. Mitra, zeul soare al păgânilor din Imperiul Roman, era venerat, nu? De aceștia, în timp ce Domnul Iisus Hristos devenea și el soarele, dar nu mitra, ci soarele dreptății creștinilor. Și atunci, bineînțeles, Constantin, la un pahar de vin, invită în 325 la Conciliul de la Nicea, sigur că pregătirile diplomatice, negocierile au avut loc cu mult înainte, a început din 323 și poate chiar mai devreme,
Constantin bate fierul cât e cald și vine cu propunerea unei petreceri extraordinare în care credincioși, lideri creștini din mai toată Europa de atunci sau Imperiul Roman participă la invitația splendidă a petrecerii a unui dineu oferit de Constantin cel Mare. Prietenii mei creștini, avem nevoie de voi. Să umpleți vidul, să umpleți spațiul templelor care sunt aproape goale. Voi sunteți mulți și voi puteți salva Roma. Ziua de închinare este comună, specială, mai ales după decretul evidențiat în 321, 7 martie. Vezi istoria lumii în date. Acum, cam tot ce trebuia era să boteze multitudinea de statui și statuete, icoane și iconițe care miroseau de departe a religie greacă, egipteană sau babiloniană. Trebuia creată o redefinire a termenilor. Dragii mei prieteni, eu cred că toate aceste aspecte sunt repetate în generația prezentă. Observați, neomarxismul astăzi a înconjurat și facilitat redefinirea căsătoriei, redefinirea noțiunii de familie, redefinirea noțiunii de bărbat, de femeie, redefinirea noțiunii de imunitate, etc., etc. Tot așa și Constantin cel Mare avea să redefinească misiunea zeilor păgâni. Jupiter se lăsa de meserie și de acum devenea Sfântul Petru. Inițial, Jupiter devenea și el, într-o formă avansată, Sfântul Ilie, care merge cu căruța, cu cai de foc prin cer și tună și fulgeră. Se numea Joia lui Sfântul Ilie. Venera devenea Maria sau Sfânta Venerii sau Vineri, la noi în limba română. Horus devenea copilul Isus. Saturn, în vechime zeul morților, devenea sâmbăta morților sau luminațiile, dacă vreți. Mai toate obiceiurile deveneau redefinite, având ca țintă un scop unic și anume reinventarea păgânismului dintr-o mamă creștină și un tată păgân. Puterea, banii și libertatea au oferit un start în forță creștinilor civilizați, care însă au pierdut valorile părinților lor. Vechile generații de bătrâni au trecut la odihnă, noua generație de creștini nu fusese nici încercată, nici oțelită în focul persecuției. Aluatul deja dospea. Știți, puțină plăbădeală la început, ce-i drept, dar la final avea să dospească întreaga biserică creștină. În 325 se produce ceea ce Pavel numea lepădarea de credință. În taina, fără de legii, avea să se nască omul fără de legii, fiul pierzării, care avea să se ridice mai presus de tot ce se numește Dumnezeu și este vrednic de închinare. În taina aceasta a fără de legii, un vrăjmaș a semănat neghina în timp ce lumea creștină avea tendința de dormitare. Conciliul de la Nicea descrie frumos această așezare în templu lui Dumnezeu, dându-se drept Dumnezeu. În urale de bucurie, Constantin cel Mare este primit de lumea bișopilor și pastorilor creștini sau văzătorilor creștini. Era momentul. Constantin, ca și Balaam, invită pe creștini să preia funcții de consilieri și reprezentanți de seamă a Imperiului Roman. Sigur că la început au fost timizi și ezitanți. Mai târziu, ca și tigrul, vreau numai carne de om odată ce au prins gustul. Aurelian Augustin avea deja poezia pregătită. Roma a devenit centrul spiritual al lumii întregi. Roma non terrea, Roma nu va pierde niciodată. Constantin avea succes în actul său diplomatic, deși viața lui nu a reflectat intenția de a sluji pe Dumnezeu. El a folosit pe creștini ca vasali politici ai săi și simple instrumente în care își putea ajunge scopurile politice pentru că ei aveau încredere în el. Planul lui Constantin este în mod providențial așezat în ordinea escatologică după apusul de soare al lui Diocletian. Cuvântul lui Dumnezeu în Apocalips, capitolul 2, versetul 14, ne spune: Tu ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de poticnire înaintea copiilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să se dedea la desfrânare.
Apocalips, capitolul 14. Nu cred că prieteni s-ar fi putut găsi un limbaj mai bun pentru a descrie fenomenul de dreapta Constantin cel Mare. Știți, taina fără de legii avea să se dea pe față foarte în curând. Neghina avea să persecute greul. Cel mai mult sânge de creștin avea să fie vărsat tot de creștin, spunea Tertulian. Atenție, nimic nu poate distruge fierul decât propria ei rugină, la fel cum nimic nu poate distruge împărăția de fier a Romei decât propria ei corupție morală, tot așa și creștinismul ruginit pe din lăuntru a devenit persecutor în loc de persecutat. În loc de miel, creștinismul avea să devină o fiară persecutoare. Astăzi vorbim de două entități creștine acționând ca forțe persecutoare, ca fiare. Roma veche, Roma cea dintâi, și Roma modernă, Roma de după. Niciodată n-a fost atâta iubire între două fiare, așa cum este între Vatican și Washington. Regula a fost clară. Dacă vă uitați în trecut, o fiară mai puțin puternică distruge pe cea mai mult, mai puternică. Ursul medopersan distruge leul babilonian. La rândul lui, ursul medopersan este ucis de leopardul grec, în persoana lui Alexandru cel Mare, o fiară mult mai slabă decât un urs, nu? Leopardul, la rândul lui, a fost ucis de fiara nespus de diferită, de urâtă, în natură. În realitate, fiara a patra era o combinație a celor trei dinaintea ei. Roma, însă, și America sunt două puteri mondiale care nu se elimină una pe cealaltă, ci se susțin, se suportă în toate planurile. Este o fuziune, o legătură care nu găsim în principiul de bază a Vechiului Testament, explicat de Cartea lui Daniel, în special în capitolul 7. Din nefericire, Diocletianul neomarxist va abdica sau se va combina cu o mișcare puternică de redeșteptare a creștinismului de peste ocean. Dacă aceasta se va întâmpla, evident că dreapta va veni la putere și vom asista la un Constantin cel Mare în versiune modernă, care vrea să unească păgânismul marxist cu creștinismul conservator. Acesta va avea ca scop întărirea Imperiului, nu? Universal, noua ordine mondială, nu? Dar istoria lui Constantin a dovedit că metodele, prieteni, pe care le avea drept scop, nu? Pentru a consolida Imperiul sau noua resetare, avea să fie elemente care, de fapt, aveau să conducă la prăbușirea lui. Tot așa și principiile de bază pe care la ora actuală globalismul le folosește, principii care prin mintea sau înțelepciunea lor, prin filozofia celor de la Davos și nu numai, care promovează astfel de principii de uniformizare a planetei, a culturilor și societăților, națiunilor, aceste principii vor aduce finalmente la distrugerea planetei Pământ și la prăbușirea acestui edificiu care este numit Babilonul cel Mare sau noua lume, noua resetare. America deja este în genunchi, prieteni. Frontiera de sud este complet deschisă. Aproape 2 milioane de oameni pe an vin, permițând în felul acesta valuri de alte culturi să sufoce tot ce a mai rămas din binecuvântările date de Dumnezeu odinioară acestei națiuni. Lumea s-a trezit la realitate. Pentru unii a fost prea târziu, pentru alții doar sfârșitul tragediei umane. Fie ca bunul Tată Ceresc să ne binecuvânteze și să ne ajute să stăm tari în fața celui care răgnește ca un balaur. Închei cu versetul cu care noi am început, de fapt, versetul de căpătâi, acest verset extraordinar din Matei, capitolul 13, versetul 25. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. În Isaia, capitolul 24, dacă nu mă înșel, ni se spune: Dumnezeu ne cheamă astăzi să postim, să ne rugăm. Dar iată, în schimb, veselie și bucurie, se taie la oi, se junghe la boi, să mâncăm și să bem, căci mâine vom muri. Prietenii, suntem invitați la post, la rugăciune, la cercetare personală și la pregătirea noastră pentru persecuția finală. Știm că nu voi putea sta prin puterea noastră, că suntem oameni, suntem carne, dar Dumnezeu ne va da putere și tărie. Domnul Hristos spunea: Duhul este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă.
Ca acest litigiu să poată fi rezolvat, Mântuitorul a hotărât că dacă noi, în loc să dormim, ne rugăm câteodată sau mai mereu, atunci El ne va da putere de la Duhul Său Sfânt ca să avem tărie să stăm în marea persecuție care va veni. Dragii mei prieteni, vremurile își spun cuvântul, evenimentele apasă butoanele profeției. Dumnezeu deja s-a ridicat în picioare. Universul întreg este în picioare. Domnul Hristos este gata să schimbe haina de mare preot cu haina de împărat și de rege. Cuvintele, cine este drept să fie drept și mai departe, cine este sfânt să se sfințească și mai departe, sunt aproape gata să fie rostite. Noi, eu, tu, noi toți, să ne unim vocile în rugăciune, să strigăm, să plângem și să ne rugăm între tindă și altar. Vă invit la un moment de rugăciune. Iubite Tată din ceruri, îți mulțumim pentru har, milă și dragoste. Iartă-ne păcatele, dă-ne șansa să verificăm propriul nostru caracter prin oglinda cuvântului Tău. Ajută-ne să ne luăm timp să mergem în trecut ca să ne fixăm propriul prezent și să nu ne pierdem viitorul. Să avem un viitor și să avem o nădejde. În numele Domnului Hristos, îți mulțumim pentru harul Tău. Amin.